Au pus în pericol zeci de oameni într-un spital din Buzău. Două familii și-au cărat pumni și picioare la unitatea de primiri urgențe și au dat cu spray lacrimogen. Asistentele și pacienții au fost evacuați timp de 2 ore. Dacă se întâmpla ca în acest interval să vină urgențe majore sau aveam cod roșu, eram ineficienți și puteau să moară oameni. Totul a pornit de la o altercație la școală între copiii celor implicați. Elevii s-ar fi bătut în pauză, iar unul dintre ei l-ar fi mușcat de spate pe colegul său. Ambii copii au mers apoi cu familia la spital. În sala de așteptare, tatăl unuia dintre copii a lovit-o pe mama celuilalt. Soțul femeii a ripostat cu un pumn și de acolo lucrurile au degenerat rapid. Cei doi bărbați s-au luat la bătaie, iar femeia a scos la un moment dat din geantă un spray paralizant și a început să pulverizeze în sala de așteptare. Mai mult, cele două tabere s-au urmărit pe holurile spitalului și femeia a continuat să dea cu spray lacrimogen. După ce bodyguards au intervenit, cele două familii au mutat conflictul în curte. În final, personalul firmei de pază a chemat poliția. În baza plângerilor formulate de persoanele implicate, se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Buzău. În plus, femeia va trebui să dea socoteală și pentru folosirea ilegală a spray-ului lacrimogen.